Tratamentul ortodontic se poate efectua la mai multe vârste, atât la vârsta copilului, la vârsta adolescentului, cât și la vârsta adultă, rezolvând probleme specifice fiecarei vârste în parte. La vârsta copilăriei, 6-7 ani, este recomandată să se facă un prim consult ortodontic, la care medicul depistează eventualele probleme apărute și, dacă este cazul, instituie un tratament. În cazul în care, dacă nu este cazul, atunci pacientul va fi monitorizat și va fi văzut la 6 luni sau la un an până se va institui tratament ortodontic, iarăși, dacă este nevoie. Se poate face un tratament ortodontic precoce la copii în jurul vârstei între 7, 8, 9 ani. Atunci se depistează eventualele tulburări de dezvoltare ale oaselor maxilare și ale dentiției și se creează condițiile propice dezvoltării în viitor a oaselor maxilare și a dinților permanenți. La vârsta adolescentului se face un tratament ortodontic propriu-zis, să spunem, în general cu aparat ortodontic fix, pe dentiție permanentă, și atunci se pot corecta atât tulburările legate de poziția dinților, cât și tulburările legate de creșterea oaselor maxilare. La vârsta adultului, tratamentul ortodontic este puțin tardiv, să spunem așa, din cauza faptului că nu există creștere. Mai există creșteri și atunci tulburările legate de poziția și dimensiunea oaselor maxilare pot fi rezolvate strict chirurgical. Pot fi rezolvate fie chirurgical prin tratament de chirurgie ortognată, fie printr-un tratament ortodontic de camuflare a anomaliei scheletale, prin intervenții făcute la nivelul dinților și la nivelul oaselor, strict la nivelul arcadelor dentare. Și totuși vedem adulți, bineînțeles, mai tineri, care poartă aparate dentare. Ce se poate totuși face și până la ce vârstă se poate interveni și care sunt așteptările? Nu știu. Da, nu există o limită de vârstă legată de, în ceea ce privește tratamentul ortodontic. El se poate face foarte bine la vârsta adultă, extrem de corect la vârsta adultă, atâta timp cât există dinți sănătoși, există un status odontal corect, nu există leziuni de genul cariilor netratate, și atât timp cât nu există probleme parodontale active. Chiar și acestea, dacă sunt probleme parodontale, reprezintă o contraindicație temporară. După rezolvarea problemelor parodontale, se poate pune un aparat ortodontic care să rezolve problemele. De câte tipuri sunt aparatele în ultima vreme, așa? În ultima vreme sunt aparate ortodontice mobile, dedicate mai mult copiilor, aparate ortodontice fixe cu diferite tipuri de brecheți, brecheți de metal, brecheți metalici, brecheți ceramici, brecheți de safir, precum și brecheți care se poziționează pe fața internă a dinților, pe brecheți linguali și tratament lingual. Există un alt tip de tratament, numit tratament ortopedic, care corectează problemele scheletale, problemele de discrepanță ale oaselor între maxilar și mandibulă. Acesta este un alt tip de aparat, până la urmă, un aparat ortopedic sau un aparat funcțional. Și se pot suprapune vreodată? Se pot suprapune, mai ales tratamentele ortopedice sunt dedicate mai ales perioadei de creștere, în care există creștere intensă și atunci avem rezolvarea printr-un tratament funcțional și ortopedic. Și se pot folosi concomitent cu aparatele ortodontice fixe de multe ori. Cum trebuie purtat? Să zicem că este vorba de adolescenți și eventual adulți. Cât timp trebuie din zi? Că este totuși un disconfort. Pentru adolescenți și adulți, în general, recomandarea este pentru un aparat ortodontic fix. Iar acesta se poartă 24 de ore din 24. Acesta se lipește pe dinți la începutul tratamentului ortodontic și se îndepărtează numai după finalizarea tratamentului. Durata medie a unui tratament ortodontic este de 2 ani. Există tratamente care se finalizează mai repede, într-un an, un an și jumătate, dar există și tratamente care se finalizează mai târziu, mai greu, adică 2 ani jumate, poate maxim 3. Și se poate mânca sau cu el foarte bine? Cum? Având în vedere că tratamentul durează 2-3 ani, trebuie să putem mânca cu acest aparat. Se poate mânca, în principiu, orice tip de aliment, aproape orice, cu puțină grijă. Grijă la ce mâncăm și la cum mâncăm.
Nu avem... Care sunt riscurile? Riscurile ar fi să se dezlipească brecheții de pe suprafața dinților, iar atunci se va prelungi durata tratamentului ortodontic. Se poate prelungi durata. Se contraindică în general alimentele lipicioase, de tipul gumei de mestecat, a caramelelor, alimentele de consistență dură, nuci, fistic, alune, covrigei tari, și se contraindică incizia alimentelor, adică cu dinții din față nu este indicat să mușcăm din nimic. Toate alimentele e bine să fie tăiate bucățele mici și se mănâncă la nivelul molarilor, la nivelul măselelor. Care sunt cele mai noi tehnologii în materia asta, nu știu, în ultimii ani? Este un domeniu într-o continuă schimbare. Au luat avânt în ultimul timp destul de mare aparatele linguale utilizate pe fața internă a dinților, care au o vizibilitate foarte redusă spre deloc. Există aparate ortodontice sub forma unor gutiere, care sunt transparente și se pun pe dinți și aliniază într-o anumită măsură dinții. Există, s-au dezvoltat foarte mult mini-implanturile ortodontice care favorizează deplasarea dentară, ajută deplasarea dentară fără efecte adverse. Acestea ar fi cele mai noi în domeniu, să spunem așa. Și aparatele linguale, ce pot corecta? Sunt doar pentru copii? Sau? Nu, aparatele linguale sunt folosite mai ales de adulți, nu de copii. În principiu, orice problemă se poate corecta atât cu un aparat ortodontic fix, clasic, poziționat pe fața vestibulară a dinților, pe fața care se vede, cât și dar și cu unul poziționat pe fața linguală. Deci, planul de tratament ortodontic este același, indiferent de tipul de aparat ortodontic folosit. Dar sunt anumite limitări legate de tipul de malocluzie, de tipul de problemă, de afecțiune a fiecărui pacient în parte. Dar altfel, nu, pot fi folosite și unele și celelalte la fel de bine.